Piața Carlo Alberto din centrul orașului Torino a fost neîncăpătoare aseară pentru miile de români care au venit să petreacă împreună. Familii întregi cu copii sau grupuri de prieteni au dansat și au cântat pe muzica formației Mandinga, mai ales că la Torino vremea a fost frumoasă. Super! E o seară minunată! Ne simțim bine cu toții, am venit cu copii! Fata vroia să vadă Mandinga, e super, o seară minunată. Ne-am simțit ok, suntem super, ne-am întâlnit cu toții, ne place, wow, sunt mulți români, e super ok. Foarte bine, ok, yeah. E foarte frumos aici, în piața Carlo Alberto, am venit pentru Mandinga. Petrecerea a fost organizată de o asociație non-profit și a avut drept scop strângerea relațiilor dintre românii care trăiesc în Torino. Am gândit să aducem un pic de veselie și aici la Torino, să adunăm cât mai mulți români și să oferim un spectacol deosebit. Super energie, un super public, nu ne așteptam cei drept să fie atât de mulți români și ne bucurăm din suflet, chiar ne-am simțit bine, oamenii au cântat cu noi până la ultimul refren și nu ne-am putut decât să ne încarce de bucurie și de, nu știu, de mândrie că suntem români și că, uite, în toată lumea sunt atât de mulți români și talentați și frumoși. De mii de români trăiesc în acest moment în orașul Torino și peste un milion în întreaga Italie.